Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem împreună la Actual Regional. În această ediție vom vorbi despre redeschiderea școlilor, acolo unde s-a realizat acest lucru, începerea cursurilor din semestrul 2 cu prezența fizică a elevilor, deschiderea grădinițelor și așa mai departe. În cursul zilei de astăzi, în jurul orei 17 și ceva, președintele țării a făcut declarații de presă pentru că a avut întâlnire cu ministrul educației Sorin Câmpeanu. Ideea este că au apărut deja situații cu îmbolnăviri COVID-19 în rândul profesorilor și elevilor. Aici este de discutat și în timpul emisiunii asta vom și face. E de precizat faptul că 2 milioane de elevi au revenit fizic la școală din 8 februarie, însemnând peste 70% din numărul de elevi la nivel de țară. În platoul emisiunii se află doamna profesor Monica Leontina Sună, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Dolj. Bine ați revenit în platoul emisiunii Actual Regional după ceva timp. Bună seara, mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit, cu sănătoși. Mă bucur că facem emisiune în acest format de care parcă ne era dor, așa cum sunt convinsă că au așteptat și elevii și colegii noștri din școală și părinții și bunicii cu emoție cumva reluarea cursurilor în format tradițional. Față să spunem în față, așa da. Am și zis, revenirea la școala față în față, atât de multe avantaje aduce această formulă clasică a învățământului preuniversitar și efectele neprezentării sau neparticipării fizice la ore s-a cam văzut. Ne e și teamă să ne gândim care vor fi rezultatele la examenele finale, pentru că nu a fost deloc ușor și avem niște semne de întrebare în privința calității actului educațional online. Nu cred că am fost pregătiți pentru acest nivel, dar învățăm, este foarte important să învățăm pe parcurs și în timp foarte scurt. În emisiunea noastră vor participa și reprezentanți de la alte inspectorate școlare județene din Olt, respectiv din Gorj. Oricum, subiectul zilei l-a reprezentat această situație statistică. La nivel de țară, la ora 16, 185 de cazuri COVID-19 erau declarate, 86 de elevi și 99 de angajați din sistemul de învățământ, majoritatea profesori și din rândul personalului nedidactic. Se încearcă găsirea de soluții pentru vaccinarea profesorilor cu prioritate. Așteptăm noutăți în acest sens de la autoritățile din domeniu. Vă propun să prezentăm situația de la noi, din județul Dolj, în ce măsură această prezență fizică este implementată în școlile din județul Dolj. Conform reglementărilor Ordinului Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, luni am reluat activitatea didactică din unitățile de învățământ din județul nostru. 87 de unități și-au reluat activitatea în scenariul 1, 125 de unități în scenariul 2 și 4 unități de învățământ în scenariul 3. Și aș face o completare. Știm că în Craiova avem Colegiul Național Militar, care și-a reluat activitatea conform scenariului 1. Așa ce înseamnă scenariul 1, scenariul 2, scenariul 3 pentru toți telespectatorii? Scenariul 1 înseamnă că toți elevii din unitatea de învățământ vin fizic la școală și și-au reluat activitatea. În scenariul 2, acest scenariu presupune prezența fizică la școală a elevilor din învățământul preșcolar și primar și a elevilor din clasele terminale, a 8-a, a 12-a, a clasele terminale de școală profesională și post-liceal. În scenariul 3, participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și a elevilor din învățământul primar, în rest, elevii continuă duși activitatea conform scenariului în online.
O să discutăm la un moment dat cum se face evaluarea calității actului educațional în online, dar aș vrea să faceți referire și la situația îmbolnăvirilor cu COVID-19 în rândul profesorilor și în rândul elevilor, pentru că fiecare inspectorat trebuie să fie la curent în fiecare zi cu această situație și respectiv Direcția de Sănătate Publică Dolj. În special, așa cum a spus și ați precizat dumneavoastră, în special Direcția de Sănătate Publică este cea care gestionează aceste situații care pot apare de la o zi la alta, pentru că nu e așa, să ne aducem aminte că fiind în luna februarie, până să apară COVID, în această perioadă aveam gripa sezonieră. Și atunci, cumva, făcând așa, dacă îmi permiteți o paralelă, și inspectoratele școlare și unitățile de învățământ și acum cu atât mai mult și Direcția de Sănătate Publică gestionează apariția acestor cazuri și pentru fiecare situație în parte Ordinul Comun reglementează ce avem de făcut atât noi cât și cei direct implicați, în sensul că indiferent dacă apare un caz confirmat în cazul elevilor sau al cadrelor didactice sau al personalului auxiliar sau al personalului nedidactic din școală, luăm legătura în timpul cel mai scurt cu Direcția de Sănătate Publică, care va decide dacă fie este nevoie să se suspende activitatea la o clasă, la o grupă sau, în urma anchetelor epidemiologice, dacă este vorba de un cadru didactic sau personal din cadrul școlii, dacă se suspendă activitatea școlii respective. Sunt proceduri bine stabilite. În informarea de astăzi, la nivelul județului Dolj, Direcția de Sănătate Publică transmitea că avem un singur profesor infectat cu COVID-19 și un singur elev, cu o precizare. Aceștia nu au fost în colectivitate, nu au fost la școală. Dar apar în statistici. Sunt statisticile, până la urmă sunt sume de cifre, da? Dar în spatele fiecărei cifre există o explicație și, așa cum a spus și dumneavoastră, într-adevăr, pentru județul nostru, situația este bună, dacă am putea spune așa, raportat cumva și la indicele pe județ, conform acestuia, Doljul fiind în scenariul galben, avem puține, așa cum am precizat, doar patru unități care și-au desfășurat activitățile conform scenariului 3, adică prezența fizică a preșcolarului și primarului și în rest toți pe activitate online. Evaluarea făcându-se în funcție de evoluția acestor indici și scenariul suferind, bineînțeles, modificări. Dacă m-ați întreba cum află părinții sau care ar fi... Mai avem până ajungem acolo, pentru că vreau să intrăm în legătură directă și cu inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Olt, domnul profesor Victor Iacobescu. Prin intermediul Skype aș vrea să participe la discuția noastră din platou pentru a afla cum este situația la dumnealor în județ în privința cazurilor de COVID-19 și în ce scenarii a început învățământul preuniversitar în semestrul 2 în județul Olt. Bună seara, domnul Iacobescu! Română, bună seara! Vă mulțumim pentru invitație! Județul Olt a început semestrul al doilea preponderent pe scenariul verde. Am avut o singură localitate pe scenariu roșu, dar din cauza faptului că aveam doi elevi bolnavi și șoferul microbuzului, s-a hotărât ca această școală să înceapă în online. De asemenea, am avut 9 unități școlare care au început semestrul pe scenariul galben și 155 în scenariul verde. În decursul acestor 4 zile, însă în urma testărilor, avem câteva cazuri înregistrate, adică 9 elevi și 16 profesori.
Și din această cauză vom analiza situația mâine în Comitetul Județean de Urgență și, având ca punct de reper și incidența din localități, vom hotărâ cum vor învăța unitățile școlare începând de săptămâna viitoare. Aceste cazuri au apărut în urma unor testări individuale sau testări la școală? Aveți deja teste rapide sau cum au fost ele depistate? Nu, vorbim de elevi sau profesori care au avut membrii în familie cu COVID și fie au intrat în izolare, fie s-au infectat de la aceștia. Trebuie să menționez faptul că săptămâna trecută, fiind vacanță, unii dintre elevii și unii dintre profesorii au mers în concediu și probabil și din această cauză avem acest număr de elevi și de profesori infectați, pentru că trebuie să ținem cont și de faptul că avem de a face cu o perioadă de incubație și din această cauză avem aceste situații acum. Puteți să-mi spuneți câți dintre acești elevi confirmați și profesori au mers în colectivitate de luni, de când a început școala în mod fizic? Niciunul dintre aceștia nu a venit la școală. Nici profesori, nici elevi, deci nu au intrat într-o colectivitate pentru a exista acel risc de contagiune. Nu, pur și simplu săptămâna aceasta le-au sosit rezultatele la testele pe care le-au făcut. Asta ne interesa în mod special pentru că acesta este riscul la urma urmei și e de fapt cumva ceea ce așteptăm să se întâmple pentru că așa este într-o perioadă epidemică și chiar pandemică pentru că n-am scăpat încă de pandemie. Domnule inspector școlar general, aș vrea să ne spuneți în ce fel se asigură acel triaj epidemiologic, dacă aveți cadrele medicale de specialitate la fiecare școală, cum s-au organizat aceste lucruri? Conform precizărilor venite de la cele două ministere, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, la articolul 7 alineatul A ni se spune următorul lucru: cadrele didactice vor efectua triajul observațional, menționez aici observațional, al preșcolarilor, elevilor pe tot parcursul activităților școlare. Din păcate în județul Olt nu putem să spunem că în fiecare unitate școlară avem un medic specialist care să asigure buna desfășurare a activității în condițiile pandemiei actuale. În comune, în principiu, se ocupă fie asistentul, fie medicul de familie, bineînțeles apelând la bunăvoința dumnealor. În orașe putem spune că aici este o situație mai bună, în sensul în care cabinetele medicale școlare sunt destul de prezente în viața elevilor și a profesorilor și avem informații că în fiecare zi aceste cadre medicale au mers în clase și au discutat atât cu elevii cât și cu profesorii în legătură cu starea de sănătate. Dar procedural această chestiune a personalului medical în mediul școlar aparține autorităților locale? Da, pentru că de dumnealor țin cabinetele medicale școlare. Adică acest lucru s-ar putea îmbunătăți numai dacă autoritățile locale găsesc soluții pentru a angaja personalul medical respectiv în folosul școlarilor și nu numai. Testele rapide... Acum au început vaccinările, medicii din unitățile școlare au revenit. Practic au fost detașați pe perioada învățării online, dar și pe perioada vacanței pentru a face vaccinuri. Acum a trebuit să se întoarcă la școli.
E chiar necesar nu doar să se întoarcă, să se suplimenteze numărul acestora, pentru că în momentul în care ai un astfel de context pandemic și ai nevoie de specialist atunci, în mediul școlar, imediat, acolo, mai ales că vorbim și de folosirea acelor teste rapide antigen, despre observarea zilnică și efectuarea acelui triaj epidemiologic. Una este să fie observațional și alta este să avem un cadru medical. Aici cred că ar trebui mult să se îndrepte situația și depinde de autorități locale. Aș fi vrut ca dumneavoastră să faceți presiuni cumva ca acest aspect, dacă îl considerați important, să-și găsească o rezolvare sau o îmbunătățire măcar. Bineînțeles că ne interesează acest aspect. Din punctul meu de vedere, prioritară este sănătatea și educația. Oarecum, din păcate, nu doar în județul Olt, nu doar în țară, ci și în lume, a trecut în plan secundar. Vă dați seama că există o colaborare permanentă între inspectorat, între inspectorii noștri de zonă, care discută atât cu directorii cât și cu autoritățile locale, încercându-se să se găsească soluții. Până la urmă, punctul cheie îl reprezintă banii. Și da, dacă se găsesc resurse financiare, vă dați seama că nimeni nu poate să refuze, mai ales în contextul actual. Nu cred că există în toată țara sau în lume cineva de rea credință, astfel încât să aibă resurse financiare și să nu le pună la dispoziția școlilor. Da. Trecem cumva la acest subiect într-o altă ediție, când vom avea și reprezentanții ai autorităților locale pentru a ne răspunde la astfel de întrebări. Aș fi vrut să-mi spuneți dacă ați primit acele teste rapide antigen și cum vor fi distribuite, unde, cine va efectua aceste teste acolo unde există consimțământ al părinților și așa mai departe. Mâine vom avea o întâlnire cu reprezentanții DSP-ului și vom pune la punct toate aceste detalii. Un ultim aspect din întâlnirea aceasta, la această ediție, vaccinarea profesorilor. În ce măsură profesorii din județul Olt s-au vaccinat deja sau așteaptă, sunt pe lista de așteptare la vaccinarea anti-COVID-19? La început, în urma centralizării pe județe, în legătură cu intenția de vaccinare, pot să vă spun că județul Olt a fost pe primul loc cu aproximativ 56% din doritori. Ulterior, să știți că procentul a crescut, din păcate, faptul că a sosit un număr relativ redus de doze de vaccin în țară și deoarece și platforma a fost supraîncărcată, putem vorbi la momentul acesta de un număr relativ redus de cadre didactice care s-au vaccinat. 25%, 30%, cam cât să fie, ca o proporție așa? Pot să vă spun că până acum toate unitățile de învățământ din județ sunt înscrise pe platformă, iar din cele 4480 de cadre didactice de la nivelul județului, 2247 s-au înscris, 1739 sunt programate și 502 deja vaccinate. Procentul celor vaccinați este de 11,21%. Din personalul didactic auxiliar, 437 sunt, 297 sunt înscriși pe platformă, 192 s-au programat și 62 s-au vaccinat. Am înțeles. Doritori sunt. Să sperăm că se va rezolva și problema aceasta cu numărul dozelor de vaccin, indiferent de care fel ar fi. Se va rezolva cât de curând și vom avea și profesori vaccinați în mare măsură. Domnule inspector școlar general Iacobescu, vă mulțumim, vă așteptăm la o altă ediție Actual Regional cu intervenții la fel de actualizate. Vă mulțumim! O seară frumoasă!
Continuăm discuția în platou despre asigurarea personalului medical de specialitate în mediul școlar. Dacă ați făcut demersuri, știu că în Craiova autoritățile locale chiar și în acest moment sunt preocupate să găsească personal pentru centrele de vaccinare, odată cu revenirea în școli a medicilor și asistenților medicali care până acum lucrau în centrele de vaccinare. Se caută soluții, este adevărat. Această scuză, îi spun eu în ghilimele, cu banii, cred că trebuie cumva evitată, pentru că în astfel de situație banii trebuie găsiți, banii nu trebuie să constituie o problemă. Problema este de unde luăm acest personal și cum îl angajăm și pentru cât timp și în ce formă și așa mai departe. Bani trebuie să existe pentru asigurarea sănătății, pentru că sănătatea este acum chiar prioritară pentru absolut toată lumea. Și pentru că ați început cu colegul nostru de la OLT cumva discuția despre triajul, triajul se face în primul rând în familie. Trebuie să facem o observație, da? Un triaj dimineața înainte de a începe și activitatea școlară, de a pleca copilul la școală. Suntem părinți și observăm care este starea sănătății copilului în ziua respectivă. Apoi, așa cum spunea colegul nostru, triajul observațional și în cazul în care unitatea de învățământ dispune de personal medical calificat, apelăm la ajutorul colegilor astfel calificați. Ca o statistică, pentru județul nostru avem 102 unități de învățământ care dispun de asistență medicală, cabinete școlare. Într-adevăr, în perioada pandemică, pe perioada desfășurării online a cursurilor, acești colegi ai noștri, le au spunem fost că detașați, sunt în școală, da, da, au fost detașați și la DSP-uri și atunci aceștia au revenit în cabinete. Dar avem doar 102 de unități. Doar 102 unități, da, personal medical propriu, calificat, deși este al autorităților locale, adică da, și oferă servicii elevilor din aceste școli de specialitate, da, da, ca și personal calificat și alături de autoritățile județene, dar și autoritățile locale, să se realizează eforturi în a asigura în fiecare unitate de învățământ prin medicii, cu ajutorul medicilor de familie, cu ajutorul asistenților comunitari care sunt implicați acum în distribuirea și gestionarea testelor, pentru că vorbeați mai devreme și vorbeam mai devreme de teste, astfel încât să asigurăm în fiecare unitate administrativ-teritorială pe raza căreia funcționează unitate de învățământ cu personalitate juridică și apoi structurile arondate, personal medical. Pentru că ați zis teste și pentru că aflasem de la domnul inspector școlar general Iacobescu faptul că pentru județul Olt mâine va fi o zi în care se vor lua decizii în urma întâlnirii cu reprezentanții DSP Olt. Testele acestea rapide în județul Dolj au venit, știți câte sunt, cum la noi tot mâine se va decide sau? Da, testele în județul nostru au venit sub directa coordonare, să zicem, și repartizarea Direcției de Sănătate Publică și a noastră, a tuturor, pentru că în această perioadă mai mult decât oricând trebuie să comunicăm și să ne ajutăm unii pe alții și am avut adrese și am transmis unităților de învățământ, cele care dispun de cabinete medicale, să ridice aceste teste de la Direcția de Sănătate. Apoi au fost adrese către toate unitățile administrativ-teritoriale, respectiv primării, direct implicate în gestionarea situației din acest punct de vedere. Dar la capitolul consimțământ al părinților, pentru că fiecare părinte a fost informat, da, prin mijloacele moderne acum că trebuie sau ar fi bine să completeze acea declarație sau poate nu. E la alegerea și hotărârea părintelui dacă este de acord sau nu să fie testat copilul respectiv. Acest aspect este reglementat și a fost transmis în teritoriu de către Ministerul Educației și noi cu ajutorul, bineînțeles, site-urilor, al grupurilor de WhatsApp, ale inspectoratului cu directorii, apoi directorii cu colegii noștri din fiecare unitate de învățământ. Și dirigenții cu părinții și așa mai departe. Și vă referiți
atenți la situația în care un elev poate prezenta simptome în timpul desfășurării orelor și atunci care sunt pașii procedurali de urmat. Este vorba de faptul că atunci părintele poate completa cu acordul părintelui, se poate efectua acest test, da, de rapid, prin completarea, sau în absența, da, părintelui, prin completarea fie electric, fie pe online, da, pe WhatsApp a acelui formular. Dacă părintele nu este de acord, atunci se va lua legătura cu medicul de familie, care va stabili pașii care urmează să-i parcurgem pentru situația respectivă. Toate lucrurile acestea au o anumită importanță. Sper să ne obișnim cu ele și fiecare părinte să decidă așa cum consideră asupra acestor proceduri, pentru că nu există o obligativitate, ci pur și simplu decizia aparține părintelui, așa cum de altfel nici vaccinul nu este obligatoriu, deși poate unii ar spune că în condițiile acestea de desfășurare a învățământului preuniversitar, în condițiile în care atunci când duci copilul la grădiniță, ți se cer acele avize cu vaccinările, la revenirea în colectivitate, iar avize de la medic fiind clinic sănătos copilul și așa mai departe, adică în privința beneficiarului actului educațional există aceste condiții de intrare în colectivitate. Poate ar fi trebuit și pentru profesori, spun doar poate, este doar o opinie pe care am auzit-o și pe care am văzut-o circulând și în media. O să intrăm în legătură directă cu doamna Elena Dana Constantinescu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, pentru a afla care este situația și acolo, la acest debut al semestrului 2 al anului școlar 2020-2021. Bună seara! Bună seara! Nu știu dacă ați auzit toată discuția noastră anterioară, dar deja de la reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Olt am aflat care este situația în privința cazurilor de COVID-19 în rândul elevilor și profesorilor. Astăzi, Gorjul a apărut în situația statistică la nivel național. Aș vrea să ne dați mai multe detalii în privința acestui subiect al zilei. Da. Da, am ascultat parțial o parte din discuția dumneavoastră cu domnul inspector general. Datele noastre la Gorj nu diferă foarte tare de datele județului dumnealui și cred că de datele naționale nu diferă foarte mult. Aș vrea să încep doar prin a menționa faptul că acum, exact acum câteva minute, am primit de la s-a emis un comunicat de presă de la Ministerul Educației cu situația epidemiologică oficială la nivel național și avem astăzi, la 11 februarie, confirmați în țară 244 de elevi. 171 de clase sunt suspendate și un număr de 329 de angajați ai sistemului de învățământ sunt confirmați. Aici, evident, vorbim și despre cadre didactice și despre personal auxiliar și despre personal nedidactic. În județul Gorj, da, astăzi s-au centralizat niște date primite de la unitățile de învățământ care au rezultat în 5 elevi confirmați cu noul coronavirus. Elevii sunt, dacă este nevoie să menționez unitățile școlare. Nu, vreau să știm că relevant este dacă acești elevi au mers la școală în cele 3 zile, 4, au intrat în colectivitate. Au mers la școală, dar aș vrea să punctez exact ce sunt convinsă că sunt și în asentimentul dumneavoastră și al tuturor. Aș vrea să punctez faptul că nu școala i-a îmbolnăvit, așa cum este tentată lumea să creadă acum că dacă au început cursurile fizic, au și apărut cazurile de confirmați cu COVID. Nu, acești copii care au fost depistați s-au îmbolnăvit, cum bine știm cu toții, cu ceva timp înainte au contractat acest virus. Nu se poate confirma medical, nu poate fi rezultat pozitiv la o zi de la contractarea sa.
dar din fericire nu fac parte doi elevi din aceeași clasă și nici din aceeași școală, deci clasa respectivă sau școala nu intră în învățarea online. Un singur caz este al unui copil de grădiniță și, având în vedere că vorbim despre preșcolari, întreaga sa grupă de la grădiniță a intrat în izolare. Dar ceilalți patru sunt copii de gimnaziu și liceu. Oricum, acest fapt, de la zi la zi, situația va fi alta, cu noi cazuri și așa mai departe. Ideea e că nu începerea școlii este o cauză a îmbolnăvirii, dar nici nu putem controla foarte mult această evoluție, pentru că asimptomatici, fie că sunt copii, fie că sunt adulți, nu avem cum să-i depistăm. Deci toate aceste situații statistice se bazează pe cazurile simptomatice și testate. Dar printre noi... Îmi cer scuze că intervin. Aș vrea să vă spun că unul dintre elevii confirmați din Gorj a fost depistat absolut întâmplător, deoarece a căzut la școală luni sau marți și a rupt o mână, a fost dus la spital și automat și testat pentru noul coronavirus. Și așa a fost depistat pozitiv, nici măcar nu avea simptome. Asta și spun, la urma urmei trebuie să avem în vedere că asta se va întâmpla. Ideea e cum facem ca totuși să continuăm învățământul preuniversitar în forma aceasta clasică, cât timp vom putea să facem acest lucru și de ce anume depinde, adică ce putem face pentru a continua școala în mod cu participare fizică, pentru că riscurile acestea vor exista în continuare. Personal, aș vrea să mă dau ca exemplu, sunt profesor și eu și predau la un liceu din Târgu Jiu și am doar o clasă de a 12-a, deci cu o singură clasă fac ore fizic. Ca profesor pot să vă spun că există o dorință foarte mare de a-mi desfășura activitatea în modul tradițional. Pentru că, deși am făcut cu toții eforturi și noi și copiii și am profitat de aceste platforme educaționale la maxim, actul educațional nu este la aceeași calitate. Am fi ipocrit să susținem altceva. E adevărat că am făcut tot ce am putut cu ce am avut, dar... Școala nu se poate face decât față în față și mă întrebați dumneavoastră cum am putea să o continuăm și să ne menținem pe poziție și poate să revenim din ce în ce mai mulți fizic la școală. Cred că trebuie să avem foarte mare grijă să ne protejăm, să nu renunțăm la acele măști. Noi suntem foarte conștienți și am impresia că și elevii sunt poate mai conștienți decât noi. În Gorj, că v-am auzit vorbind mai devreme despre teste, s-au primit la DSP acele teste antigen. Inspectoratul școlar a primit în dimineața aceasta 20.800 de teste care au fost deja distribuite de colegii mei și de către mine însămi în școli, într-o proporție, dacă nu exagerez acum, de 95%, să mai fi rămas 2, 3, 4 școli. Deci am plecat cu toții astăzi și ne-am împărțit numărul de școli mai intens decât o făceam de obicei. De exemplu, un inspector de specialitate care are un anumit sector în subordine a preluat astăzi mai multe școli ca să ne putem achita de această datorie față de copii și de profesori. Trebuie și specificat faptul că aceste teste rapide antigen vor fi folosite numai în situațiile în care elevii, bănuiesc și profesorii, în timpul orelor de curs vor prezenta simptome. Deci ne ajută doar, să zicem, la stabilirea unui diagnostic, dacă pot spune așa, deși tot PCR-ul e cel care evidențiază 100% dacă avem COVID sau nu, dar niște indicatori primim prin aceste teste antigen. Altfel, ca și măsuri de prevenție, tot măștile, tot distanțarea socială și restul măsurilor
acestea ne vor ajuta să ne continuăm activitatea în mod clasic în învățământul preuniversitar, nu? Așa sunt de bază. Oricâte teste am avea, nu rezolvăm, nu, situația. Nu rezolvăm situația, e adevărat, și testele, exact cum spuneați și dumneavoastră, pot să fie uneori, adică acum eu o spun, pot să fie uneori inutile în cazul unui copil asimptomatic, cum a fost cazul elevului care și-a rupt mâna. Deci degeaba avem testele în școală dacă un copil nu prezintă niciun fel de simptom de o banală răceală sau, nu știu, febră sau altceva. Noi în Gorj avem un număr de 36 de cabinete medicale școlare. Este un număr foarte mic. Asta și vreau să spun. Dacă la Dolj spuneam că 100 și mie mi se par puține și nu e doar o opinie personală. Chiar suntem descoperiți la acest capitol și uite, după un an de când suntem în context pandemic, nu s-a schimbat nimic. Noi o să urmărim subiectul. Știți cum sunt discuțiile acum. Dacă în septembrie a durat, să zicem, în mare 2 săptămâni forma aceasta clasică de învățământ, oare cât o să dureze acum, că suntem abia în prima săptămână, vom vedea împreună acest aspect. Vă mulțumim pentru participarea în această ediție și vă așteptăm și la următoarele. Vă mulțumesc și eu. O seară frumoasă. Și dumneavoastră. Să continuăm discuția în platou. Am lămurit cum e cu testele. Dacă vreți să adăugați vis-a-vis de ceea ce am discutat și cu purtătorul de cuvânt de la Inspectoratul Școlar Județean Gorj, ideea este că tot ce s-a hotărât ca și procedură se va respecta. Avem aceste neajunsuri cu probleme foarte vechi care nu și-au găsit rezolvarea din diverse motive, nici în anul acesta pandemic. Mă refer la infrastructura medicală din mediul școlar. Asta vom vedea când o să găsim soluțiile. Astăzi se vorbea, de fapt în declarațiile președintelui, se vorbea de acel plan național de redresare și reziliență, adică avem acea sumă 30 de miliarde de euro, bani europeni, din care am putea folosi pentru rezolvarea multor situații privind reformarea educației. Facem ce facem și indiferent de ce se întâmplă în realitate, ajungem la ceea ce nu funcționează bine în sistemul de învățământ. Și vorbim încă o dată și încă o dată și încă o dată despre reformă în educație și despre educație ca prioritate națională. Care considerați că sunt prioritățile pentru reformarea educației dacă nu am avea problema aceasta cu banii? Că până acum, orice am dori, orice sincopa apare, orice, problema e că nu ajung banii sau că nu se găsesc banii. Dar dacă am avea această problemă rezolvată, și dacă, ce s-a rezolvat? Da? Ce și s-a dacă, schimbat? Dacă să înțeleg că am avea infrastructura școlară fără cusuri, nu? La asta vă referiți. Da. Cu siguranță cu toții trebuie să ne adaptăm vremurilor, astfel încât să ne adaptăm programa, curicula și tot ceea ce ține strict de procesul instructiv educativ, astfel încât cumva rezultatele, de exemplu la testele PISA, să ne situeze pe un loc fruntaș și rezultatele copiilor la examenele naționale să fie foarte bune și cu toții să ajungă la finalul unui ciclu școlar să aibă acele competențe necesare, astfel încât să se poată integra foarte ușor pe piața muncii, să răspundem cerințelor de pe piața muncii, astfel să avem cumva finalitatea pentru fiecare ciclu școlar al actului educațional. Important este că cu toții conștientizăm faptul, am conștientizat această perioadă, de fapt ne-a făcut să conștientizăm cât de importantă este sănătatea, că înainte de toate suntem preocupați de siguranța și sănătatea copiilor noștri, elevilor noștri și, bineînțeles, a întregului personal din unitățile de învățământ la școală.
apoi să ne adaptăm și acestor provocări ale mediului online, să spunem, astfel să fim pregătiți pentru predarea online, care nu este ușoară, pentru că fiecare copil are un anumit ritm, are anumite aptitudini, fiecare coleg, acum nu toți, așa ca o paranteză, suntem profesori de informatică și poate unii prinde mai ușor, alții ne descurcăm mai greu în mediul. Și mai e un aspect, nu toate disciplinele se pretează, sigur, da, la exclusiv predare online. Și mai e un aspect, comunicarea non-verbală extrem de importantă și afecțiunea pe care ecranul calculatorului ți-o estompează. Așa cum noi avem nevoie de energie și ne încărcăm cu energie de la copii, să știți că ei au nevoie de afecțiunea noastră și ecranul calculatorului a fost așa ca ca o perdea între noi și copii și cu toții, cu emoție și nerăbdare, am așteptat reluarea activității fizice, da, prin prezența fizică la școală, pentru că simțim nevoia să ne vedem, să ne reîntâlnim. Am urmărit și am fost împreună cu colegii în școli, dar am urmărit ceea ce și mass media a prezentat în prima zi, cum declarații ale elevilor, ale celor din primar, ale bunicilor, ale părinților, cu toții își exprimau așa dorința de a reveni la școală. Și dincolo de acest entuziasm, privim cumva și la modul serios că urmează niște examene naționale pentru unii elevi, pentru cei de a 8-a, chiar primul examen din viața lor. După două semestre, semestrul 2 de anul trecut și semestrul 1 din anul acesta școlar, aproape exclusiv în online, nu știu în ce măsură au aptitudinile, au cunoștințele necesare pentru a susține acest examen de evaluare națională și la fel cei de clasa 12-a sau examenul final pentru cei din anii terminali de liceu. Pentru că ați punctat la un moment dat ce am face dacă avem bani și Ministerul Educației, domnul ministru, în numeroase abariții publice a precizat faptul că cu ajutorul banilor care vin de la fonduri de la Uniunea Europeană vor fi demarate acele activități remediale în școală, adică acele activități de recuperare, astfel încât la nivelul fiecărei clase, prin decizia cadrului didactic și a colectivului de elevi, bineînțeles, și în special a cadrului didactic, se pot organiza acele activități de recuperare. Acele activități care vor fi remunerate, susținute de colegii noștri, cadrele didactice, fie că vorbim de activități, de ore suplimentare la disciplinele de examen, sau de ce nu, de ore de aprofundare, de fixare în cazul copiilor pentru care își doresc performanță. Deci avem această posibilitate. Există această posibilitate și cu siguranță rămâne cumva la decizia profesorului, nu? Da, rămâne la decizia profesorului. De ce? Pentru că este cel mai în măsură să aprecieze nivelul de cunoștințe după perioada aceasta al fiecărui elev și al clasei per ansamblu, astfel încât să se organizeze aceste ore de recuperare. Chiar cred că ar fi binevenite după o asemenea perioadă de învățământ online. E adevărat că a făcut declarații Ministrul Educației în acest sens, dar în mod concret așteptăm să vedem cum vor decurge lucrurile, că de la declarații până la punerea în practică e ceva. Aș vrea să ne precizați în ce măsură profesorii din Dolj s-au vaccinat deja sau sunt deja programați sau își doresc sau nu își doresc vaccinarea anti-COVID-19 și poate aveți o opinie dacă ar fi trebuit cumva urgentată această acțiune pentru doritori, bineînțeles că nu e obligatoriu, dar pentru cei care au dorit să se vaccineze, poate organizatoric, procedural ar fi trebuit să decurgă altfel lucrurile.
Să știți că în ceea ce privește activitățile remediale, cu siguranță nu, așa cum spuneați, va rămâne să vedem care este perioada. Sunt anumiți pași care trebuie să parcurși, stabili grupul țintă și apoi demarate, cu siguranță în perioada cea mai scurtă va demara această activitate alături de orele, bineînțeles, cuprinse în programa școlară pentru fiecare disciplină în parte. În ceea ce privește intenția de vaccinare și în cazul județului nostru, absolut toate unitățile de învățământ s-au înscris pe platforma RoVaccinare și ca și date statistice, intenție de vaccinare cuantificată la începutul perioadei, peste 50% din colegii noștri și-au manifestat dorința de vaccinare. În acest moment sunt unități de învățământ la care s-a reușit programarea și chiar vaccinarea propriu-zisă într-un număr relativ mare a colegilor din unitățile respective, dar suntem cu toții cumva în așteptarea acelor doze necesare conform intenției manifestate de fiecare dintre noi de a se vaccina. O veste bună și... astăzi, încă 90.000 de doze de AstraZeneca au ajuns în țară și urmează să fie distribuite în centrele regionale. Să sperăm că nu vom mai avea sincope și că vom recupera ceea ce s-a pierdut din programarea la vaccinare propriu-zisă. Exact. Ce urmează dacă, să zicem, trecem testul, în ghilimele, da? De 2 săptămâni, 3, poate o lună, pentru învățământul cu prezență fizică. Mă refer în special pentru elevii de clasa 8-a și respectiva 12-a, ca și calendar. Vom avea simulări anul acesta dacă trecem acest test? Când? Sunt stabilite ca și calendar de desfășurare, calendarul, bineînțeles, pentru examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat, apoi programa disciplinelor pentru examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat și pentru că se apropie cu pașii repezi, fie că trecem testul, să sperăm cu toții că îl vom trece, se apropie luna martie, lună în care noi știm că de ani buni se organizează simulările la nivel național și cred că și anul acesta, dacă vom trece testul COVID, să spunem așa, cu ghilimelele de rigoare, în sensul că ne vom continua desfășurarea activității, cel puțin cu clasele terminale, conform scenariilor, bineînțeles, cu siguranță vom organiza simulările și vor fi organizate simulările pentru disciplinele de examen și fiecare coleg va realiza acele recapitulări, aprofundări, reluări a unor conținuturi pe care se consideră că, pe care consideră fiecare cadru didactic că este nevoie de reluat pentru a susține examenele propriu-zise. Dar ați luat în calcul și, eu știu, un program sau un calendar de simulări la nivel de unitate școlară? Adică fiecare unitate școlară să organizeze propria simulare chiar și acolo unde, eu știu, dacă vom ajunge din nou la învățământ online, dacă iar va fi online, cum o să procedăm? Ce o să... De unde știm că acești copii vor fi pregătiți pentru examen? Cum ne asigurăm? Dacă înainte puteam să vorbim foarte clar că puteam și am organizat alături de simulările la nivel național și simulările la nivel județean, acum pentru că indicii pentru fiecare localitate diferă și atunci trebuie să ne adaptăm activitatea pentru, conform acestor indici, la nivelul fiecărei unități de învățământ, cu siguranță în cadrul comisiilor metodice a conducerii fiecărei unități de învățământ, se va încerca cumva organizarea simulărilor, cel puțin pentru clasele terminale, pentru că vom avea nevoie de familiarizarea cumva a elevilor cu rigorile, că până la urmă scopul, obiectivul simulării, familiarizarea cu rigorile examenului real.
Acum, da, mă gândesc că și dacă evoluția aceasta a cazurilor va fi cum nu ne dorim de altfel și ne va transforma într-un alt scenariu, aceste simulări sunt foarte importante pentru pregătirea copiilor și poate se găsește o soluție, se gândește din timp procedural și organizatoric, școala fiind liberă, cu destule săli și așa mai departe, nu o singură simulare, poate și mai multe, pentru că acești copii chiar s-au pregătit atipic, să zic, pentru acest examen. Adică și... dacă anul trecut ne miram pentru cei care au susținut acest examen și ziceam, aoleu, un semestru, hai că au mai umblat la programă, hai că anul acesta sunt două semestre de online și nu știm care e situația în mod real în privința nivelului de cunoștințe și calitatea acestea. Și cumva specific acestei perioade, fie că vorbim de finalul anului școlar anterior, fie că vorbim de acest an școlar, există testele de antrenament, care teste ne ajută pentru pregătirea examenelor naționale. Se va continua programul teleșcoală, astfel încât dacă suntem conform scenariului pe exclusiv online, să vină în ajutorul nostru al tuturor pentru pregătirea examenelor naționale. Am transmis un mesaj atât anul trecut cât și anul acesta colegilor care predau discipline de examen să fie alături de noi, să facem aceste teste de antrenament, să îmbogățim cumva numărul lor, astfel încât pe lângă testele de antrenament puse la dispoziție la nivel național, să avem teste la nivel de județ, pe diferite, cu diferiți indicatori, să spunem, pentru nivel mediu, pentru performanță, astfel încât să venim în sprijinul copiilor în toată această perioadă, când suntem cu toții într-un examen. De ce nu? Fie că vorbim de elevi, fie că vorbim de colegi și nu în ultimul rând de părinți, care își fac tot foarte felul, multe griji. Foarte fie că sunt părinți de elevi de clasa 8, fie că sunt părinți de elevi de clasa 12 sau mai mult. Aș vrea pe ultimele minute să vorbim puțin și despre anunțatele modificări în privința anului școlar următor, și anume clasele a 9 vor avea un număr mai mic de elevi, 26 și nu 30, cât sunt acum, deși am înțeles că se mai poate umbla la acest număr dacă avem elevi din comunități defavorizate sau elevi cu nevoi speciale, dar numai în situații excepționale. Dar s-a ajuns la ceea ce se dorea cândva. Numărul optim la clasă de elevi, 20 și un pic. Dar ce înseamnă asta? Care vor fi efectele? Da, vă referiți la, cumva să spunem, proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar următor, reglementat de o metodologie și ordin de ministru în ceea ce privește efectivele de elevi din fiecare formațiune de studiu și, într-adevăr, numărul s-a redus pentru clasa a noua, fie că vorbim de liceu filieră teoretică, fie că vorbim de filieră tehnologică sau învățământul vocațional. Făcând o sumă la nivelul județului nostru, anul acesta, respectiv pentru anul viitor, ne-am raportat la potențialii absolvenți de clasa 8-a, care vor fi în bănci în clasa 9-a anul școlar viitor și, din păcate, anul acesta suntem într-un trend descendent, pentru că efectivele școlare sunt reduse comparativ cu efectivele de anul acesta, clasa 9-a din bănci. Astfel, dacă am vorbit de peste 5.000 de elevi de clasa a 9-a anul acesta școlar, anul viitor avem un număr cu 1.000, peste 1.200 de elevi mai mic, asta însemnând și un număr mai mic de formațiuni de studiu, respectiv de clase a 9-a. Acest lucru a reprezentat pentru noi un examen pe care vom vedea
la începutul anului școlar viitor, dacă l-am trecut și cu ce notă, dacă putem spune, adică în ce măsură proiectul planului de școlarizare se realizează la 1 septembrie, în ce măsură ceea ce ne-am propus, am prognozat în acest an, se va realiza pentru anul școlar următor. Profesorii vor avea de suferit fiind un număr redus de elevi de clasa a 9-a. Din punct de vedere al resursei umane, nu vor fi modificării sau nu vor avea de suferit din acest punct de vedere. Cumva, să spunem, venind așa în acest sens, faptul că un număr semnificativ de colegi cadre didactice au solicitat pensionarea. O să discutăm cu siguranță într-o altă ediție Actual Regional despre acest val de solicitări de pensionare, pentru că în alte ediții anterioare spuneam că profesorii aflați deja la vârsta pensionării solicită prelungirea activității cu încă un an, încă, da, nu știu, al doilea an, al treilea an, că așa prevedea legea. Iată că odată cu pandemia, nu știu în ce măsură este și aceasta o cauză, profesorii pensionabili au solicitat pensionarea. Vom vorbi într-o altă ediție Actual Regional despre acest aspect și despre altele care vor fi la ordinea zilei atunci. Vă mulțumim pentru participarea la această ediție. O seară bună în continuare și le mulțumim și telespectatorilor. Mulțumesc frumos și eu și vă doresc multă sănătate. Mulțumim.